Noi, până în momentul de față, avem 60 de tineri în asociația noastră. Bineînțeles că pe a început universitatea, noi o să avem campanii de recrutare de noi membri, așa că vom avea cât mai mulți tineri în asociația noastră. Ce își propune Asociația Studenților pentru perioada următoare? Noi, ca obiective, avem mai multe. Dorim să implicăm cât mai mult tinerii în viața activă a localității din Roșia Montană. Și, pe de altă parte, avem și proiecte pe educație, pe tineret, diferite acțiuni care le facem în comunitate. Toate au legătură cu Roșia Montană. Dorim să dezvoltăm Roșia Montană prin diferite proiectele. Va aduce multe beneficii acest proiect, odată cu începerea lui. Sperăm să înceapă cât mai repede, să nu mai fie tardiv, ca și până acum, să se pună bețe în roate. Deci, noi ne dorim cu adevărat să înceapă acest proiect și avem încredere că totul va fi ok și vor fi locuri de muncă. Noi, studenții, asta ne dorim. De asta am făcut și o facultate și, bineînțeles, că toată lumea vrea să vină acasă. Unde e mai frumos ca acasă? Nicăieri, nu?